Animale nevertebrate, artropode, arahnide, resurse educaționale dedicată clasei a 5-a. Termenul de arahnide provine de la legenda arahnei, o iscuțită țesătoare ce se considera mai divace decât însăși zeița Atena, inventatoarea meșteșugului. Dorind să o pedepsească pentru lipsa ei de modestie, zeița a provocat-o la un duel. Cele două au țesut fiecare câte o pânză cu scene reprezentative din mitologia Greciei, iar Atena, chiar dacă a fost impresionată de maestria tinerei țesătoare, a sfâșiat lucrarea acesteia și a lovit-o. Arahne, simțindu-se nedreptățită, s-a spânzurat, însă zeița nu a lăsat-o să moară și a transformat-o într-un păianjen, iar frânghia cu care se spânzurase în fir de mătase de păianjen. Arahnidele sunt încadrate într-o clasă ce reuniște peste 100.000 de specii. Aici intrând păianjenii, scorpionii, acarienii și căpușele, trăind pe uscat, în sol sau în apă, parazitând plante sau animale. Corpul este segmentat în cefalotorace și abdomen și este protejat la exterior de o cuticulă rezistentă numită exoschelet. Arahnidele năpârlesc de mai multe ori de-a lungul vieții. Sunt organisme solitare majoritatea, însă există și specii care prezintă comportament social. Pot fi diurne sau nocturne. Prezintă mai multe perechi de ochi simpli. Orificiul bucal prezintă segmente tari ce ajută la sfărâmițarea hranei. Chelicerele sunt formate din 2-3 segmente. La păianjeni, în chelicere se deschid glande cu venin, iar la alte arahnide, glande sericigene. Pedipalpii au formă de clești masivi la scorpioni, având rol în apărare, în apucarea și sfâșierea prezii. Arahnidele au 4 perechi de picioare articulate, care sunt folosite la mers, alergat, apucarea și sfâșierea prăzii și, în unele cazuri, la not. Membrele pot fi foarte reduse la anumite specii, ca de exemplu la căpușe. Abdomenul arahnidelor prezintă caractere asemănătoare cu cel al insectelor. La nivelul său se găsesc intestine, organe respiratorii de reproducere și organe circulatorii. Arahnidele sunt specii unisexuate, adică există arahnide masculi și arahnide femele. În general, depun ouăle în sol, printre pietre, în coconi sau anexate de partea ventrală a abdomenului. Există și specii vivipare. Fazele de metamorfozare sunt ouă, larve, nimfe și adulți. De obicei, puii sunt independenți, dar există și specii care au grijă de proprii pui. Principalii reprezentanți ai arahnidelor sunt păianjenii, scorpionii, acarienii, căpușele. Observați o imagine cu un păianjen și identificați părțile componente ale corpului. Căutați un film documentar despre arahnide sau citiți informații în enciclopedii, reviste științifice sau căutați informații pe internet și realizați o prezentare în fața colegilor menționând aspecte mai puțin cunoscute despre acest grup de artropode, arahnidele. Spor la lucru!